Un studiu recent realizat arată că românii acordă o importanță crescută sistemului RoAlert, 92% dintre aceștia având notificările activate. Procentul este și mai ridicat în rândul părinților, acolo unde 95% au ales să primească alerte în timp real, față de 87% dintre persoanele fără copii. Aceste date reflectă preocuparea pentru siguranța și nevoia de informare rapidă în cazul unor situații de urgență. În ceea ce privește tipurile de alerte primite, cele mai frecvent menționate sunt cele legate de condițiile meteorologice extreme, dezastre naturale precum inundații sau cutremure, alerte privind animale periculoase și incendii. La nivel general, 80% dintre românii care primesc notificări RoAlert consideră că acestea contribuie semnificativ la sporirea siguranței personale. Venite târziu, deja se întâmplă și nu numai la noi, și în alte părți. Deci, sunt utile, dar de cele mai multe ori vin întârziere. Țineți cont de ele? Categoric țin cont de ele. Trebuie să le respecti când le primești pe telefon. Trebuie să-ți iei măsuri, practic. Depinde de ce mesaj vine. În același timp, cele mai frecvente reacții emoționale ale românilor la primirea mesajelor de acest tip sunt atenția, prudența și teama. O analiză mai detaliată arată faptul că persoanele cu vârste între 45 și 55 de ani și cele de peste 55 de ani se simt mai în mare măsură atente, în timp ce tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani manifestă un nivel mai ridicat de teamă, comparativ cu media totală a eșantionului. Starea de prudență este mai accentuată în rândul celor care au copii față de cei fără copii. Unele da, chiar da, dar nu toate. Ții cont de ele? Da, de majoritatea da. Totodată, tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani se diferențiază ca fiind cei mai afectați de anxietate, în urma primind unor astfel de mesaje. La capitolul îmbunătățirea ale sistemului RoAlert, 40% dintre respondenți au indicat ajustarea volumului și a tonului notificărilor. 27% au sugerat introducerea unui opțiuni de doar vizual, fără sunet, în timp ce 23% au invocat eliminarea alertelor pentru situații percepute ca mai puțin urgente.